Luna august, luna concediilor, este și vacanță. Prilej numai bun pentru administrația municipiului Hunedoara de a continua investițiile în municipiul nostru. Sunt nenumărate șantiere deschise în Hunedoara, iar astăzi, la început de săptămână, ne-am propus să ajungem pe câteva dintre ele pentru a urmări cu atenție stadiul și calitatea lucrărilor. Vă prezentăm principalele șantiere deschise în municipiul Hunedoara pe infrastructură rutieră și pietonală. Zona Sanitas, cu noua pietonală, este în șantier de la începutul lunii iulie. Zona aceasta este o componentă importantă a proiectului intitulat Modernizarea transportului prin investiții în transportul public ecologic, Coridorul Central. Zona Sanitas va fi reabilitată în totalitate, va avea pavaj ornamental la care se lucrează și în prezent, instalații de iluminat LED, dar și instalații de iluminat cu spoturi la nivelul pavajului, mobilier urban nou, 10 de arbori maturi și arbuști ornamentali, precum și o stație de bike sharing. Se dorește ca lucrările din zona Sanitas să fie terminate până la finele acestui an. În paralel, în perioada următoare vor mai fi abordate și alte lucrări de pe Coridorul Central, coridor care începe de la intersecția străzii Bucegi cu Bulevardul Traian și continuă pe Bulevardul Dacia de la intersecția semaforizată din zona Flacăra până la intersecția cu Bulevardul Republicii. De la Coridorul Central trecem la o altă investiție amplă în orașul nostru, Coridorul de Est, proiect în cadrul căruia săptămâna trecută au debutat lucrările la giratoriul din apropierea Spitalului Municipal Hunedoara. Noul giratoriu va fluidiza circulația în zonă, destul de intensă, mai ales dimineața și mai ales în cursul anului școlar, dar va face posibilă și modificarea traseelor autobuzelor locale, astfel încât toți hunedorenii să poată ajunge la spital cu mijloacele de transport în comun. Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, prezent la fața locului, dând ca exemplu călătoria cu linia numărul 2. Foarte mulți cetățeni au sesizat faptul că linia 2, care vine din centrul orașului, ajunge la piața Obor și nu ajunge la spital. Ei fi nevoiți să se dea jos la piața Obor și de acolo să vină aproximativ un kilometru pe jos până la spital, în situația în care unii dintre ei vin și, de exemplu, la recuperare și nu se pot deplasa. Linia 2 continua de la piața Obor și cobora pe Ciprian Porumbescu. Și atunci, discutând cu cei care au gândit studiul de trafic în cadrul acestui proiect pe fonduri europene, deci este un proiect pe fonduri europene, au spus că s-ar impune să fluidizăm cât mai mult traficul, să mulțumim cât mai multă lume, să-i facem să folosească cât mai mult mijlocul de transport în comun și pentru asta să oprească, evident, și linia 2 ca linia 3 la spitalul din Hunedoara. În aceste condiții s-a gândit acest giratoriu, s-a primit finanțare europeană, aprobare, astfel că linia 2 va pleca de la piața Obor, va continua până la spital, va lăsa jos călătorii, pacienții care doresc să ajungă la spital, vor veni pe acest traseu, se va putea întoarce, va continua să ia ceilalți pacienți din partea cealaltă, stația de vis-a-vis de spital, și va continua traseul clasic pe Ciprian Porumbescu. Era singura soluție și, de altfel, o soluție și sugerată de cei care au gândit acest plan de mobilitate urban. Interesul nostru este cel mai mare, este ca într-un viitor nu prea îndepărtat să lăsăm mașinile acasă, să circulăm cât mai mult cu mijloacele de transport în comun, pentru că asta înseamnă să ai un oraș fără poluare, asta înseamnă să ai un oraș descongestionat de circulație, sigur acolo unde se pot lăsa. De exemplu, traseele acestea 2 și 3 sunt gândite în așa fel încât să te ducă în orice loc din Hunedoara și este mult mai avantajos decât să vii cu mașina și să nu găsești un loc de parcare. Eu cred că până la începutul școlii, până în 13 septembrie, acest giratoriu va fi finalizat, încercând să lucrăm cât de repede, pentru că de aici grupul de firme, asocierea de firme care a câștigat proiectul pe infrastructură, trebuie să-și mute șantierul pe strada Mureșului și strada Eroilor. Deci, o spun încă o dată, nu există stradă în municipiul Hunedoara care să nu fie în atenția noastră, dar toate aceste lucrări trebuie să se facă etapizat, pe rând, nu le putem apuca de 100 de șantiere. Nu există, în primul rând, resursa umană, utilajele necesare, dar am și bloca tot traficul din Hunedoara. Deci, odată cu finalizare, în septembrie, ne mutăm pe strada Mureșului și
Strada Eroilor. Investiția se încadrează în proiectul cu finanțare europeană ce vizează modernizarea transportului în comun Coridorul Est, proiect prin intermediul căruia, printre altele, urmează să fie achiziționate autobuze ecologice, să fie reabilitate și modernizate străzile Mureșului și Eroilor, dar și zonele pietonale existente pe Aleea Ciprian Porumbescu, respectiv aria scărilor de la poliție, zonă denumită La Trepte, care vor fi transformate radical în zone noi atractive de promenadă, dotate cu mobilier urban și rețele de iluminat public pietonal. Ne îndreptăm spre lucrările de pe stradaile Caragiale din cartierul Lome, lucrări începute la sfârșitul lunii iunie 2021, zonă unde astăzi, pe ultimul segment, a început turnarea stratului de asfalt de uzură. Mult mai multe informații ne oferă primarul orașului direct de pe acest șantier. Toată zona aceasta va veni legată cu strada George Enescu, care a fost finalizată de curând. Deci mergem practic dintr-o lucrare finalizată în altă lucrare pe aceeași direcție. Ile Caragiale beneficiază atât de infrastructură pentru mașini, cât și pentru pietoni, plus noi locuri de parcare. Încercăm să creăm cât mai multe locuri de parcare între blocuri. Este o lucrare amplă, se desfășoară pe acel acord cadru pe care l-am votat în urmă cu 2 ani de zile, ceva de genul. Și vom continua, deja am început lucrările și pe strada Furnalelor. Cât de curând vor debuta lucrările pe strada Serei și vom anunța în viitor foarte apropiat următorul subsecvent care va intra la vot în Consiliul Local cu alte zone din aglomerările urbane. Subliniez încă o dată această expresie, aglomerări urbane. Suntem obligați până la urmă, prin legislație, să terminăm de asfaltat prima dată tot ce înseamnă aglomerări urbane, iar ușor, ulterior, ne vom îndrepta atenția către celelalte străzi periferice din municipiul Hunedoara. Practic, ca să poți ajunge într-o zonă de periferie, trebuie să circul pe o zonă proaspăt asfaltată, nu se poate invers. Am început lucrările, ca să nu uit, și la Peștișul Mare. Evident că erau foarte multe solicitări, nu s-au făcut niciodată lucrări de asfaltare, n-au existat lucrări de asfaltare de acest nivel în Peștișul Mare. Este o promisiune mai veche pe care am făcut-o și locuitorilor din satele aparținătoare. Am introdus canalizarea în Peștișul Mare, am introdus apa potabilă pe branșamente în Peștișul Mare, am făcut terenul de sport pentru copii în Peștișul Mare, am făcut locul de joacă pentru copii în Peștișul Mare. Sunt în momentul de față pe reabilitare a căminului cultural la niște standarde moderne, tot în Peștișul Mare. 7-8, iată al 8-lea proiect, acela de asfaltare în asfaltare nouă, asfaltare cu adevărat, nu peticeală, tot în Peștișul Mare. Și evident avem în plan și celelalte sate aparținătoare, n-am uitat nici de ele, vorbesc de Zlaști, Boș, Groș, Răcăștie, unde într-adevăr avem o problemă cu canalizarea și apa. Nu este lucrarea primăriei, primăria nu poate sub nicio formă să facă această lucrare, este lucrarea societății comerciale APAPROD, care se subordonează Consiliul Județean Hunedoara, nu primăriei Hunedoara, dar evident ține în legătura cu societatea care se află într-un prim proces acum de analiză pe fonduri europene acestor lucrări și conform propriilor lor declarații, celor de la Consiliul Județean și celor de la APAPROD, aceste lucrări trebuie să înceapă anul acesta. Despre ele, evident, vom povesti în alt sincron. Acum să mergem mai departe, să alătăm și alte șantiere din municipiul Hunedoara. Strada Furnalelor, stradă menționată mai devreme de primarul municipiului, a intrat în reabilitare de săptămâna trecută. Strada se află foarte aproape de Castelul Corvinilor și nu a fost niciodată asfaltată. Într-o primă fază se va moderniza porțiunea străzii aflată între drumul care duce spre Răcăștie și strada Voinii, apoi se va asfalta și porțiunea aflată la vest de acest drum.
ultimul șantier vizitat astăzi, strada Eliberării. O altă investiție începută zilele acestea, vorbim de strada Eliberării, din cartierul Lome, este o zonă care la fel aș putea spune că n-a mai fost de reabilitată de minim 40 de ani, probabil peticită cel mult. O stradă care ștrangula circulația în fiecare zi pentru că nu existau locuri de parcare deloc. Vom face și locuri de parcare, vom lărgi strada la o circulație adecvată pe două benzi, inclusiv crearea de trotuare. Este și iarăși o promisiune făcută mai de mult locuitorilor din această zonă. A spus că, având puțină răbdare, vom ajunge absolut în toate zonele aglomerat urbane ale municipiului Hunedoara. De aici coborâm în spate, în piața Eliberării, unde va începe cât de curând următorul proiect de asfaltare. Doresc un pic de înțelegere din partea cetățenilor, pentru că rețeaua de apă, branșamentele de apă sunt foarte vechi. Am solicitat, de fapt am rugat Societatea Comercială Apa Prul și Consiliul Județean să intervină în această zonă. Știu că unii nu au încredere că vom ajunge și la ei cu rețeaua, dar schimbăm toată rețeaua de apă ca să nu avem probleme. Nu este normal să ne apucăm de asfaltat și pe urmă să spargem, să introducem rețea de apă. De aceea lucrarea merge mai greu, de aceea strada este închisă pentru mai mult timp. Nu este vina noastră în mod special, dar nu înseamnă că dăm vina pe cineva anume. Trebuie să schimbăm rețeaua de apă și acest lucru nu se poate face decât cu Societatea Comercială Apa Prod, care are și ea dificultăți în această perioadă cu resursa umană, mulți oameni în concediu, au nevoie de angajați, nu găsesc oameni care să lucreze la rețele de apă și canalizare, dar în sfârșit, acestea sunt problemele noastre. Eu astăzi am vrut să vă vorbesc și despre acest șantier de pe strada Eliberării. De la 1 aprilie 2021 până în prezent au fost modernizate parcările de pe strada Laminatorului, blocul 20, George Enescu în spatele Băncii Transilvania, Viorele, blocurile 5 și 6, Mureșului în spatele Fabricii Novello, trotuarele, parcările și arterele rutiere din zona Leii Oțelarilor, strada George Enescu între intersecția cu strada Ile Caragiale și Ion Creangă și strada Ciprian Porumbescu. Rămânem, pentru dumneavoastră, prezenți și atenți și pe mai departe pe toate șantierele deschise acasă la Hunedoara.